Din nou în direct, noi tensiuni în peninsula coreană. Corea de Nord a lansat o rachetă cu rază lungă de acțiune, acesta fiind primul test de armament efectuat de Pyongyang de când Seulul l-a acuzat că a trimis peste 10.000 de soldați în Rusia. Armata sudcoreană avertizase cu o zi înainte că Pyongyang, care este dotat cu arme nucleare, se pregătește să testeze o rachetă balistică intercontinentală sau chiar să efectueze un nou test nuclear chiar înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite programate pentru 5 noiembrie. Armata sudcoreană a detectat o rachetă balistică lansată din zona Pyongyang spre Marea Japoniei. Se presupune că racheta balistică este o rachetă cu rază lungă de acțiune lansată în unghi înalt, transmite Seulul. Corea de Nord își testează în general rachetele cele mai puternice și cu rază lungă de acțiune pe o traiectorie ascendentă, adică în sus și nu spre exterior, pentru a evita survolarea țărilor vecine. Armata sudcoreană și-a ridicat nivelul de alertă și face schimb de informații permanent despre racheta balistică nordcoreană cu autoritățile americane și japoneze. Secretarul șef al guvernului japonez a transmis că acesta a fost cel mai lung timp de zbor înregistrat vreodată pentru o rachetă nordcoreană, întărind convingerea că ar putea fi diferită de o rachetă convențională. ピョンヤン近郊から少なくとも1発の ICBM級弾道ミサイルを北東方向に発射をいたしました。今回発射された弾道ミサイルは飛翔時間が約86分でありまして、これまでで最長の飛翔時間であったこと。 飛翔高度が最高高度7000キロを超えると推定され、これまでで最高の飛翔高度であったこと、などを総合的に勘案した上で、従来のものとは違うと。 Testul a avut loc la doar câteva ore după ce șefii apărării din Statele Unite și Corea de Sud au cerut Pyongyang-ului să-și retragă trupele din Rusia, unde, potrivit Washingtonului, au fost desfășurați aproximativ 10.000 de soldați în vederea pregătirii unei posibile acțiuni împotriva forțelor Kievului.